acestor zile legat la sediu de vernisarea a două expoziții și de o lansare de carte. Ciclul se închide mâine cu un simpozion și o expoziție atelier de numismatică. Atât principala expoziție de astăzi, cât și activitatea de mâine, îl omagiază pe un om care a contribuit esențial la făurirea acestui muzeu. Muzeograful și restauratorul Mihai Ionescu, de la a cărui trecere în eternitate a trecut un sfert de veac, de la a cărui naștere peste câteva luni vom aniversa centenarul. Mihai Ionescu este cel pe care îl veți vedea vorbind prin ceea ce a lăsat muzeului în expoziția de la etaj. Nu vom face abuz de discursuri astăzi. Vă invit să urcăm la expoziție. Acolo vom mai da explicațiile de rigoare. Nu numai la strângerea unui patrimoniu am pus câteva dintre piesele valoroase, documente, ziare vechi, o proclamație a lui Alexandru Ioan Cuza strânse de el. El nu era istoric, după cum știți, era hrăzit de cel de sus cu talentul special de a vedea cu alți ochi natura și de a o transpune pe pânză.